Prieteni, am și o întrebare pentru voi. Cum îmi stă mai bine părul? Așa? Sau așa? Ăsta e părul meu nefăcut și de obicei părăsesc casa așa dimineața când nu am suficient timp să mi-l fac, când plec la școală sau când nu am chef. Diferența dintre părul făcut și nefăcut este volumul. Volumul este atunci când părul stă în sus fără să cadă. Și în videoclipul de astăzi, fix despre asta o să vorbim. Cum să-ți faci părul să stea în sus pe toată durata zilei fără să ți se strice. Înainte să vă arăt procesul care trebuie executat ca să obții volum, trebuie să precizez câteva lucruri. Și anume, există două tipuri de păr, păr rar și păr des. La părul des, firele de păr sunt mai multe și se sprijină unele pe altele. Dar la părul rar, fiind mai puține, nu au pe ce să se sprijine și datorită forței gravitaționale de la fizică ați învățat asta, cad. Eu, din fericire, am părul des și obțin volum destul de ușor, dar dacă tu ai părul rar, de obicei blonzii sunt în situația asta, e puțin mai greu, dar nu imposibil. Bun, acum că am terminat cu aceste precizări, putem să începem. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți uzi părul și să-l ștergi cu prosopul. Niciodată să nu îți faci părul fără să îl uzi înainte. De ce? Pentru că atunci când te culci seara, pui capul pe pernă și vei sta în poziția aceea până dimineață. La fel și părul tău va rămâne în poziția în care tu ai pus capul pe pernă. Dar dacă îl uzi prima dată, o vei lua practic de la zero și o să-ți fie mult, mult mai ușor. După ce l-ai șters bine cu prosopul, o să ai nevoie de un freestyler. Un freestyler poate fi o spumă pentru păr sau o cantitate mai mică din produsul pe care îl folosești după ce îți usuci părul cu fionul. În cazul meu o să folosesc un clay stronghold de la Dapperden pentru că simt că funcționează mai bine pentru mine. Dar pentru tine poate funcționa mai bine spuma, depinde de tipul părului tău, așa că ia și experimentează. După cum am spus, o să luăm o cantitate mai mică din produs, cam o jumătate de deget, să zicem. Cam atât, e ok. O să punem degetul pe palma cealaltă și o să frecăm bine între palme. Până rămâne așa, adică nimic. Aparent nimic. Apoi, pur și simplu aplicăm pe toată suprafața părului până la scalp. Așa. Perfect. Acum urmează partea cea mai complicată, dar și cea mai importantă. Uscarea. Și fiți atenți puțin aici. Trebuie să-ți usuci părul în partea opusă de cum ți-l ții. Adică dacă ți-l ții în partea stângă, trebuie să-l usuci în partea dreaptă și viceversa. Eu mi-l țin înspre față, în sus și o să mi-l suc înspre spate, da? Să-i dăm drum. Poți să te ajuți dacă vrei și de o perie. Bun, după ce l-am uscat în direcția opusă, luăm din nou produsul pe care l-am folosit ca freestyler. De data asta luăm mai mult decât am luat inițial, adică un deget, pentru că data trecută am luat jumătate de deget. La fel, punem în palmă și frecăm foarte bine până nu mai rămâne nimic aparent și aplicăm în direcția în care vrem să stea părul, în cazul meu în sus. Nu vă fie frică să intrați bine în el până la scalp, pentru că dacă, încă ceva, dacă aplicați produsul doar pe la vârfuri, o să cadă, mai ales dacă aveți părul mai mare decât al meu, o să cadă. Ce face de fapt acest produs? Întărește firul de păr, da? Și dacă e întărit doar la vârfuri, o să stea fix doar la vârfuri și la bază o să cadă. Dacă vrei puțin mai multă textură, poți să faci câteva vârtejuri așa ca mine. Creăm puțin mai multă textură. Acum foarte important, dacă vrem să ne stea părul pe toată durata zilei, mai avem nevoie de ceva, un ultim lucru. Adică, un fixativ. Când cumperi un fixativ sau la fel o spumă de păr, ai aici jos cât de puternic fixează, da? O numerotație de la 1 la 5. 1 e cel mai slab și 5 cel mai puternic. La fel și la fixativ, după cum puteți vedea, eu am 4, adică fixare e aproape cea mai puternică. Agităm puțin înainte de folosire și aplicăm, punem mâna aici ca să nu fixăm și fruntea și dăm sănătos. Pac.
Și acesta este produsul final. Așadar, dacă urmați pașii în tocmai cum am arătat, vă garantez că o să aveți o frizură cu un volum de invidiat pe tot parcursul zilei. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Am un anunț foarte important pe care trebuie să vi-l spun. În toamnă am făcut un video numit Cum să faci bani ca adolescent. Și spuneam eu în acel video că una dintre metode era că vând sticlere la liceu. Ei bine, dacă vă place ceea ce fac eu pe YouTube și vreți să susțineți canalul, am făcut un cont de Instagram unde puteți da follow, aveți linkul în descriere. Se numește Stickered și puteți să mă ajutați cumpărând stickere făcute de mine, personalizate. Puteți să-mi dați mesaj pe acel cont și să-mi spuneți cu ce să fie stickerul, sau să-mi trimiteți o poză, iar eu să-mi transform în unul, sau să vă alegeți unul sau mai multe dintre cele deja existente, pentru că eu o să postez poze cu fiecare sticker pe care îl fac. Dacă ești din Craiova, o să ți le livrez personal, dar dacă ești din alt oraș, o să ți le trimit prin poștă și dacă comanzi peste 20 de sticăre, livrarea e gratuită. Cei care contribuie cel mai mult la dezvoltarea acestui canal sunteți voi. Așa că dați follow la pagina de Instagram Stickered și aștept mesaje de la voi cu ce sticker vreți. Să fie un salam! Așadar, dacă v-a plăcut videoclipul, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și un follow la contul meu personal de Instagram, Iacobescu Edi, l-aveți tot în descriere. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita cum am reușit în un rateu. Pa, pa!